care este povestea Caietului Roșu care se află aici la BCU? Caietul Roșu este unul dintre cele mai populare manuscrise din colecțiile noastre. Prezența lui la BCU Cluj se datorează profesorului Octavian Șcheau, care a intermediat donația din partea familiei Kremnitz din Germania spre Biblioteca Universității din Cluj. Profesorul Șcheau, în perioada în care preda în Germania, a avut ocazia să-l întâlnească pe strănepotul Mitei Kremnitz, cea care era la sfârșitul secolului, a trăit la sfârșitul secolului XIX, era contemporană lui Eminescu, a fost cumnata lui Titu Maiorescu și care a avut ocazia să ia lecții de limba română chiar de la Mihai Eminescu și să-l aibă ca oaspete în casa sa. Caietul i-a fost dăruit acesteia în 1879, cu ocazia unei aniversări, de către poet, care a considerat că e un dar potrivit pentru o tânără doamnă să adune, să copieze o serie de poeme, de poezii ale sale, pe care să-i le ofere sub forma acestui caiet. Ce alte obiecte și cărți pot fi văzute aici la BCU cu ocazia aniversării Eminescu și a culturii române, de fapt? În cadrul expoziției pe care o pregătim, vor putea fi admirate ediții Princeps ale lucrărilor lui Mihai Eminescu, dar și ale altor poeți și scriitori din aceeași perioadă, din cercul junimiștilor. De asemenea, corespondență, scrisori adresate de acești scriitori Societății de Lectură Petru Maior de la Budapesta, o serie de ediții bibliofile, liliputane și, desigur, material ilustrativ, fotografii originale sau reproduceri fotografice ale acelorași reprezentanți ai culturii române. O notă personală, ce credeți că ar gândi Eminescu dacă ar ști că lumea vine și vede Caietul Roșu aici la Cluj? Mi-e greu să îmi imaginez. Cred că ar avea satisfacția recunoașterii talentului său, deși s-ar putea să fie și să fie ușor sfios, să se sfiască de atâta popularitate.